Sărbătoarea castanelor revine după 2 ani de pauză, dar suma de 2,4 milioane de lei alocată pentru organizarea acestui eveniment a stârnit nemulțumirea unor consilieri locali. Reprezentanții PMP sunt de părere că o astfel de cheltuială împovărează peste măsură bugetul local al orașului. Această sărbătoare, ca fiind o tradiție la 28-a ediție, trebuie să se organizeze. Acum, făcând pasul mai departe, suma într-adevăr este extrem de mare. Într-un moment în care bugetul municipiului Baia Mare nu este foarte bine articulat, să dai 2,4 milioane de lei doar pentru această sindrofie de 3 zile, nu cred că este benefic și nu denotă un oraș care este sănătos din punct de vedere financiar contabil. Și consilierii locali USR au subliniat că ar fi fost suficientă suma de 1,5 milioane de lei pentru a organiza sărbătoarea castanelor. O mare parte din acești bani ar fi putut fi recuperați din încasarea chiriilor pentru spațiile puse la dispoziția operatorilor economici care și-au anunțat prezența. Pentru acest eveniment, USR-ul s-a plasat, zicem noi, extrem de corect față de bugetul local și de nevoile cetățenilor. Am propus un buget de 1,5 milioane de lei, ceea ce noi considerăm că e un buget arhi suficient pentru ceea ce înseamnă astăzi sau ce se poate face astăzi la o sărbătoare de genul acesta, în așa fel încât lumea să se simtă bine. Anul acesta, sărbătoarea castanelor va fi organizată în perioada 23-25 septembrie. Ca și în trecut, vor exista două locații de desfășurare a evenimentului, respectiv pe Bulevardul Unirii și în Piața Libertății.